La sfârșitul săptămânii trecute, PSD Iași a depus la biroul electoral local candidaturile pentru alegerile din 9 iunie. Vorbim despre cei care vor intra în cursa pentru un post la primăria și Consiliul Județean. Bogdan Cojocaru și Bogdan Balanișcu vor să aducă schimbări importante în orașul și județul Iași, proiecte de investiții pe toate domeniile de activitate. Peste 30.000 de ieșeni au semnat pentru susținerea candidaților social-democrați la Consiliul Județean și Primăria Iași, din dorința de a se putea vorbi din nou despre Iași la modul pozitiv. Intrăm în această campanie cu încredere că toți ieșenii s-au săturat de toate scandalurile penale în care sunt implicați cei care astăzi conduc Consiliul Județean și sunt convins că își doresc o echipă tânără, o echipă implicată, o echipă care să nu aibă astfel de probleme din punct de vedere al legii și cu siguranță proiectele importante ale județului vor reajunge pe primul loc, asta ne dorim și noi, să punem Iașul pe primul loc din punct de vedere al investițiilor, din punct de vedere al proiectelor. PSD Iași își dorește ca județul și orașul Iași să își reocupe poziția la nivel național la capitolul atragere de investiții. Suntem încrezători și entuziaști cu privire la rezultatele pe care le vom obține în această campanie electorală. Avem oameni deosebiți pe listă, avem o listă de calitate, oameni care provin din diverse medii socioprofesionale, oameni care sunt dedicați activității de partid și, sigur, oameni care au o reprezentativitate evidentă în societatea civilă. Candidații PSD spun că vor să aducă echipe de oameni tineri cu viziune. Mă bucur că reușim să avem o listă în care ieșenii sunt reprezentați, o listă în care în primele 11 locuri sunt 6 doamne, deci bărbații sunt în minoritate de această dată, o listă care reunește oameni cu diferite competențe, de la economiști, juriști, până la profesori, până la asistenți medicali, până la medici. Ne-am dorit ca în această listă de candidaturi să fie colegii care au contribuit la ceea ce înseamnă dezvoltarea organizației municipale în ultimii 2 ani și ceva de când sunt președinte. Anul acesta românii își vor alege primarii, consiliile locale, consiliile județene, europarlamentarii, parlamentarii și președintele României. 9 iunie 2024 alegeri locale și alegeri europarlamentare. 15 și 29 septembrie 2024 alegeri prezidențiale și 8 decembrie 2024 alegeri parlamentare.